Tot datorită suporturilor cu Hagi, mă pusesem de comun acord, aveam contractul pe masă să fie antrenorul Dinamo. Asta e tare, n-am mai auzit. Da. În ce an am mai discutat știți? După ce a plecat de la echipa națională. Așa. Eu am rămas fascinat. Hagi este un bun național. Nu numai că am fost fascinat de el ca și jucător și ne-a făcut mândri pe unde am fost, chiar dacă a fost la Steaua. Hagi știa mult mai bine toți jucătorii ca mine sau cu șeful centrului de copii juniori, toți jucătorii, vârfurile lui Dinamo la centrul de copii juniori. Pe grupele de copii. Și cu asta v-a impresionat. Deci, Hagi, de atunci mi-am dat seama nu cum a reușit ca și jucător, va reuși ca și antrenor, dar când l-am văzut cât investește el, și-a manetat tot. Vându-se și acțiuni, o parte a acțiunilor de la hotel. Și-a manetat tot pentru a face performanță și a investi în primul rând în centru de copii juniori și rezultatele s-au văzut când a coborât el la prima echipă. Bun, și vă întreb, revin la ce v-am întrebat inițial, de ce atâtea trofee cu dumneavoastră, după care o singură cupă a ligii care s-a desfințat cu Negoiță? Păi aduceți-vă aminte că în perioada cât am fost eu și aveam un grup de acționari cu Turcu, dumneavoastră, Lerte, Walter, Nețoiu, domnul Badea, Con. Gândiți-vă că noi am luat de două ori toată Craiova. Gândiți-vă că cu noi nu prea se putea pune cineva la... Aveați o casă financiară prea mare, spuneți. Prea mare. Aduceți-vă aminte când a fost vorba de torje de 2 milioane de euro. Am mers și am plătit 2 milioane de euro. Dar cum a fost povestea cu mașina la Torje? Că știu că a fost o poveste, a cerut el să-i se aducă un Audi mai repede și a intervenit domnul Turcu sau cum a fost? Nu a fost vorba de nicio mașină. Așa ține aminte. Nu, nu a fost vorba de nicio mașină. Nu. La Torje ne-am înțeles. Sau și-a luat el separat, că știți că l-a certat Mircea Sandu după aia, că în loc să-și ia casă și cumpără Audi. Asta din contractul lui și-a rezolvat problemele. Dar noi, gândiți-vă că Bratu și Lobonț au fost transferați de la Rapid. Copos avea forță financiară și el plătea salarii. I-am făcut de la Rapid, i-am adus la Dinamo. Nu direct pe Bratu, nu l-ați adus direct, l-ați adus, cred că după Galatasaray. Și era și Rapid în luptă. Da. A fost deci greu de convins Bratu? A fost și a devenit între cei mai importanti și cei mai mari dinamoviști. E adevărat. Pe Dănciulescu, gândiți-vă că a fost o ambiție de a mea de a-l face tot posibilul de a-l aduce la Dinamo. Deci noi, practic... Deci aveați și un orgoliu strict de dinamovist din peluză. Orgoliu de genul să arătăm rivalilor că dacă noi aveam două echipe, aduceți-vă... Dacă noi am luat campionatul și cupa cu Andone, 2003-2004, și noi am luat toată Craiova. Era pe locul 3. Am luat toată Craiova. Am luat-o și în 2000. Niculescu era cel mai în formă, cel mai bun jucător. L-am luat. Deci nu... Care a fost? Asta e cel mai important. Toată lumea vorbește, domnule, de ce nu are rezultate Dinamo? Sau uite, de ce nu mai are Vasluiu? Sau Timișoara? Sau... Pentru că forța financiară o dau rezultatele. Deci până la urmă tot de bani se leagă totul. La un moment dat, nașul Gigi Becali, să știți că avea un deficit de vreo 40-50 de milioane. Păi și l-a recuperat, presupun. A participat de foarte multe ori în cupele europene și a vândut, vinde cel mai bine jucător, nu vedeți? Care e cea mai mare bombă pe care ați încercat-o de transfer, de furat jucători de la rivale și care nu v-a ieșit? Cum a încercat Gigi Becali cu Pancu de la Rapid, de exemplu. Și eu am vorbit cu Pancu. Da, ați vorbit și cu Pancu? Eu am fost sigur că îl iau pe Daniel Nicolae. Incredibil. După ce s-a consacrat la Rapid? Sau? Da. Așa. El a fost junior la Dinamo. Asta e. Da. Eu am mers, fiind junior la Dinamo, are... ADN-ul. Și mi-a spus, domnul președinte, vă respect foarte mult, apreciez, dar eu sunt rapidist și nu joc decât la Rapid. M-a impresionat. Adică a fost primul jucător care mi l-am dorit și n-am putut să-l iau.
La care n-au contat nici bani, nici oferte. Vă dați seama că nu se punea. Eu... V-a spus Dan Petrescu în emisiune. Eu n-am spus-o niciodată. Dan Petrescu, i-am dus 500 de mii cash. Înainte să fie la orice. Da, în birou. Aici... Dumneavoastră ați mai spus la noi în emisiune că conta foarte mult. Ați spus că e vrăjeala asta că promis prime. Trebuie să arăți omului banul pe masă. La ca mine să... era totul la purtător. La mine eu nu vorbim. Și primele, mergeam la Săftica, vorbeam cu echipa și le spuneam... Înțeleg că aveați o geantă pe care o lăsați acolo în vestiar. Da. Nu în vestiar, la Săftica. Nu mergeam înainte de meci. Nu. Pentru că înainte de meci fiecare jucător are tabietul lui, tensiunea, pregătirea de meci. Dan Petrescu cum a reacționat când a văzut 500 de mii de la dumneavoastră? Păi nu, a fost foarte corect. A spus, i-am arătat proiectul, știa că avem cel mai bun lot, cea mai bună echipă. Vin, dar eu sunt corect față de Bucșaru, trebuie să vă înțelegeți cu Bucșaru. A, deci practic și-a dat acordul. Da, dar a fost corect. Adică nu a spus, domne, vin, nu mă interesează da. De... Domne, mi-am dat cuvântul. Mă la Orziceni, cu mine v-ați înțeles, vroia să facă performanță și în momentul ăla, da? N-am înțeles cu Bucșaru. Da, aveați cumva o fantezie între ghilimele și în zona asta să luați, că până la urmă Dan Petrescu este... Alături de Ilie Dumitrescu sunt cele mai 100% produse steliste vreodată de la copii și jurnalist. Dan Petrescu am simțit că este un profesionist și era foarte dedicat fotbalului și numai asta vedea. Păi și copii țurcă ce ați avut de ați vrut să-l aduceți? Tot mare stelist. Aveați ceva cumva să... pentru că ar fi o mare umilință pentru Steaua să luați de exemplu copii țurcă. Nu este de umilință. În primul rând trebuie să te uiți... la profesionalismul lor. Pițurcă a avut și este antrenorul cu cele mai mari rezultate. Și la echipa națională, vedeți că tot timpul când l-am adus pe Pițurcă ne-am calificat. Pițurcă este, nu este, este un foarte bun, extraordinar de bun antrenor, dar este și un manager foarte bun. Asta, și asta contează enorm. Nu mai a fost la Dinamo, a fost la Steaua. Când vrei să faci performanță, ați văzut, Juventus l-a luat pe Allegri de la Milan, nu? Da. Nu mai... Da. Inter l-a luat pe Conte, cel mai mare juventin. Păi, da. Păi și-a luat campionatul.